Matul București nou. Mergem mai departe și de fapt ne întoarcem acasă, unde continuă scandalul legat de dragarea canalului Băstroie. Este și un scandal în coaliție pe această temă, însă s-a transformat totul într-un scandal diplomatic între România și Ucraina. Ucraina a recunoscut că a mărit adâncimea la 6,5 metri. Mai a cerut de urgență acces pe brațul Chilia pentru a face măsurători. Discutăm despre acest subiect cu invitații mei și dumneavoastră de la această oră prin legătură telefonică directă. Domnul Teodosie Gabriel Marinov, guvernatorul de Tei Dunării. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Marinov. Bună ziua! Vă mulțumesc mult. De asemenea, în platou alături de mine, jurnalista Oana Stănciulescu. Mulțumesc foarte mult, Oana. Și de asemenea, doamna Monica Tatoiu, antreprenor. Mulțumesc mult, doamna Tatoiu. Domnule Marinov, vin la dumneavoastră. Vrem să înțelegem mai bine despre, în primul rând, dacă s-a făcut vreo notificare, să înțelegem mai limpede cu privire la aceste lucrări pe care le face partea ucrainiană către România și de ce măsurători avem noi nevoie pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă acolo. Despre acest subiect s-a vorbit foarte mult. Deja cunoașteți și cele întâmplate. Din păcate, partea română, sau cel puțin noi, rezervația biosferei Delta Dunării, nu am fost notificați cu niciun fel de informație legată de această acțiune sau presupusă acțiune a vecinilor ucraineni. Din câte am înțeles, problema este preluată de Ministerul de Externe, de Ministerele de Resort, inclusiv Ministerul Mediului, și urmează să vedem care este poziția oficială a vecinilor noștri în legătură cu această chestiune, pentru că, așa cum a spus, în spațiul public au apărut foarte multe informații oficiale sau semi-oficiale, asumate sau mai puțin asumate, care vorbesc deja de chestiuni ce îngrijorează partea română. Ce înseamnă, ce efect are această adâncire dacă ea s-a făcut la 6,5 și de altfel nu credem că sunt motive să mintă ministerul ucrainian care a dat această informație? Ce efecte sunt în Delta pentru mediul, în primul rând? Până nu avem o poziție clar exprimată a vecinilor noștri ucraineni, noi, în postura noastră instituțională, nu putem să facem niciun fel de astfel de speculație. Dar dacă s-ar vorbi de astfel de modificări de adâncime pe șanalul navigabil Băstruie și eventual brațul Chilia la munte, cu siguranță am vorbit de modificări ce privesc factorii de mediu, ecosistemul și biodiversitatea din Delta Dunării. În ce măsură ar fi aceasta afectată, nu ar putea rezulta decât în urma unui studiu de impact care va ține cont de foarte mulți parametri ce derivă din această acțiune. Dar trebuie spus că și așa ceva nu se poate discuta decât în baza unor documente ce vizează un proiect tehnic propus de partea ucraineană. Despre așa ceva nu a putut fi vorba. Vorbind despre consecințe doar la general, nu pot să vă spun decât că ele există. În ce măsură, de ce natură, ce anume zonă afectează, nu ne putem pronunța decât dacă ne punem la masă, discutăm pe baza unui proiect clar și asumat și respectând firește toate procedurile convențiilor la care suntem parte, în baza studiilor de impact vom putea trage. Sunt întrebările la invitatele mele, vă rog. Bună ziua, Monica Tatoiu. Vreau să vă întreb următorul lucru. Am citit în ultimele 48 de ore despre acest subiect și am înțeles că orice deragare în zona Chilia și Băstroie, cele două canale pe care Ucraina adâncește, din ce se vorbește, se aruncă acele aluviuni în mare. Curenții depozitează acele aluviuni la ieșirea pe Canalul Sulina, care Canalul Sulina ar fi, conform tratatele internaționale, singurul canal navigabil în biosfera Delta Dunării. Aveți vreo informație despre colmatări în ultima vreme? Pentru că Ucraina din 2014 intenționează să facă asta. Domnule Marinov. Da, este știut acest fapt pe referitor la intențiile ucrainienilor. S-a vorbit foarte mult și vorba aceea, există un întreg istoric pe această temă.
a celor două părți, cea ucraineană și cea română. Dar, în legătură cu întrebarea propriu-zisă, noi monitorizăm toate aceste chestiuni menționate de dumneavoastră, atât cât putem, pentru că, după cum știm, nu putem avea alte informații decât... La ieșirea de pe Sulina ați observat niște modificări? Da, da, sunt astfel de modificări. Și sunt semnalate nu neapărat de către noi, ci de către cei care administrează șenalul navigabil, este vorba de AFDJ. Înțeleg că în această privință există deja soluție și partenerii, colegii noștri de la instituția menționată au lucrări specifice în zonă pentru menținerea în formă navigabilă, în formă legală. Dar ați anunțat Ministerul Mediului, că domnul prim-ministru ieri spunea că el nu știe nimic. Că el n-are nicio informație despre niște schimbări. Despre situația de care vorbim punctual, respectiv colmatarea șenalului sau parțială a șenalului în zona Sulina, zona aceea, după cum vă spuneam, este urmărită de către colegii de la... Dar ați transmis vreo notificare către minister? Noi nu am fost informați de această chestiune, iar noi nu patrulăm pe zona de ieșire a șenalului, mai ales în condițiile în care la vremea aceasta, știți foarte bine, traficul în acea zonă este extrem, extrem de ridicat. Oana? Și eu sunt nelămurită și oricum sunt foarte multe întrebări la care nu există răspunsuri. Da. Dumneavoastră susțineți că aceste colmatări sunt ceva neobișnuit, nu s-au mai întâmplat și în alți ani, lucrările acestea care se fac, spuneți dumneavoastră, de cealaltă instituție sunt în premieră? Sau nu, de ce ne alarmăm? De întreținerea șenalului navigabil sunt făcute în permanență. Exact, și colmatările de care dumneavoastră spunea și e o premieră, nu am mai auzit până acum și ar fi o știre importantă asta. Nu, acum aud în contextul întregii discuții insuficient de inflamate, să recunosc lucrul acesta. Cu atât mai mult. Ce spuneți dumneavoastră, știți de la instituția pe care o coordonați sau știți de la cealaltă instituție care se ocupă de colmatări? Doar de la colegii noștri care acționează și, în zona respectivă. Și foarte, foarte scurt, dacă puteți să-mi spuneți, aceste colmatări sunt ceva neobișnuit sau în fiecare an se fac pe canalul Sulina astfel de lucrări de către partea română? Procesul de eroziune a fundului de mare există dintotdeauna. După cum știm, sunt zone întinse care ies din apă, tocmai în urma acestui proces. Vorba de procentul de colmatare și variația acestui procent, care poate să dea indicații privind dimensiunea dragărilor în zonele despre care vorbim. Și acum înțelegem că mai ridicat. E mai ridicat procentul? Considerația vă, să nu vă spărați pe mine că nu sunt singur, nu sunt instituția spre care normal, trebuie să arătați. Normal, încercăm să înțelegem. În această chestiune. Da. Ar putea să vă lămurească cu siguranță colegii care care colegi? Ziceți că acum mai sunăm. Este vorba de AFDJ. Cine este? Că nu știu de asta. Stați un pic, că ne-am întrerupt. Mai ziceți o dată, domnule Marinov. Stați un pic, doamnelor. Domnule Marinov, deci, AFDJ-ul, nu? Acolo trebuie. Da, sigur că da. Hai să sunăm la AFDJ. Cred că date de acest gen vă putea obține și de la Căpitania Portului Tulcea. De la Port Fulcea. Da. Pentru că acest canal navigabil este în gestiunea colegilor de la AFDJ, așa cum administrația fluvială a Dunării de Jos. Bun, mulțumesc foarte mult, domnule Marinov. A fost